Pardon. Seriös? Lyssna bara en. Lyssna bara en. Kommer jag tutt ut? Salutare lume! Astăzi am promis că o să vă răspund la întrebările voastre. Așa că să-i dăm drum. Prima întrebare vine de la Andreea Ro. Când o să-ți arăți fața? De la bună întrebare, am promis că la 100.000 de abonați, când vei atinge pragul, o să-mi dau jos masca și o să-mi arăt fața. Așa că 100.000. De ce te-ai apucat de YouTube? M-am apucat fiindcă îmi place extrem de mult să filmez, să fac filme, să editez, tot pachetul. Dacă vei crește în abonați peste noapte, cum ai reacționa? Păi, să mă gândesc. Cred că aș chefui, aș da petrecere, nu știu, aș da, aș face un giveaway așa de mare și aș da premiile la jumate din ei, cred, nu știu, mă mai gândesc. Următoarele întrebări vin de la Toxic Bomb. Dacă îți vei arăta fața, vreodată titlul canalului va fi tot Mask Life sau o să-l schimb? Nu o să-l schimb, tot așa o să rămână și da, o să mă arăt fața la 100.000. Îți vei lua de un animăluț de companie în noul apartament? Nu cred. Vreau să stau singur, fără animal. Am avut experiențe neplăcute cu animalele, așa că nu o să iau. De ce ți-ai denumit canalul Mask Life și de ce nu vrei să-ți arăți fața? M-am gândit mult și bine la nume și la canal și la ce o să cuprindă. Mi-a venit numele ăsta, Mask Life, fiindcă vreau să mă arăt viața, fac lucruri tari, mascat. Și de-aia am zis, viața mascat. Nu vreau să mă arăt încă fața, fiindcă deja, nu știu, vreau să fiu diferit față de ceilalți, vreau să fac lucrurile în moduri diferite față de rest, adică nu vreau să copiez pe nimeni, vreau să fiu cât original posibil. Și până acum, într-un fel, n-am reușit. Sper că ți-am răspuns la întrebare. Bun, următoarea întrebare vine de la Mr. Smith. Dintre toate episoadele pe care le-ai creat, care este preferatul tău? Am mai multe episoade preferate, nu știu, cred că episodul din seria Întunecată, fix primul în care am intrat în casa cea părăsită. A fost așa de frică și a fost o experiență nouă și a fost tare, ăla a fost cel mai tare episod. Bun, următoarea întrebare. TDC Freddy spune așa: vei rămâne anonim în continuare? Răspuns da. Până când o să mă arăt fața, nu știu cum o să fie, vedem. Următoarea, câți ani am, să vă spun sau nu? Bine, vă spun, am 24 de ani, dar știu cam mult. 3. Pe acest canal va apărea și altceva în afară de vlog? A apărut deja unboxing, giveaway, seria întunecată și da, cred că o să apară și altceva, da. 4. La ce sumă de abonați crezi că vei ajunge până la sfârșitul acestui an? Nu știu, grea întrebare. Aș spera să ajung măcar până la 2000, măcar. Și super este fericit. Și ultima întrebare de la el. Vei face ceva special la 600 de abonați? Nu știu, încă nu m-am gândit. Poate, să vedeți, oricum o să vă surprind aproape tot timpul, așa că fiți pe fază. Următorul, Semis Royal. Man, câți ani ai? Am zis deja 24. Următoarea întrebare, SKZTM. Vreau să afle ce vârstă am, am spus deja, și dacă ai prieteni. Măi, momentan nu, dar în viitor tot ce e posibil. Și ultimul, Roberto Paneit, ultimele două întrebări. De ce nu îți arăți fața? Nu mă arăt fața fiindcă așa am vrut să fie canalul acesta cât mai anonim, să fac un brand al meu, anume bine acopiat un pic din Anonymous, recunosc asta, dar oricum nu fac lucrurile pe care le fac ei. Și câți ani ai, am spus deja. Bun, acestea au fost întrebările, acestea au fost Q&A-ul. Vă mulțumesc la toți, sunteți cei mai tari, vă iubesc de numai voi sunteți motivul pentru care continui tot ce fac, totul datorită vouă. Stați pe aproape, vor veni lucruri din ce în ce mai interesante, așa că vă pup, ceau!